Ca în fiecare an, balul bobocilor al școlii Carol Davil a fost o sărbătoare a frumuseții, a distracției și a bunului gust. 22 de boboci au intrat într-o cursă acerbă pentru a câștiga premiile puse la dispoziție de organizatori. Credem că veți asista cu toții la un spectacol plăcut, în care un număr de 11 perechi se vor desfășura în această competiție pentru câștigarea mai multor trofee. Miss Boboc, Mister Boboc, premiul 1, 2 și 3, premiul revistei, premiul asociației, premiul lui Carol Davila și multe alte premii. Proba cea mai așteptată a spectacolului a fost cea în care bobocii au prezentat costumele de asistent medical. Cu un decor scenic minimal, concurenții, dar mai ales concurentele, și-au pus în valoare formele atrăgătoare, scoase în evidență și de costumele, care parcă intraseră la apă. Publicul nu a fost însă deranjat de acest aspect, date fiind exclamațiile aprobatoare venite din toate părțile sălii. Probele care au urmat acestui moment culminant au părut pline de candoare. După ce fiecare pereche și-a arătat abilitatea de a improviza diverse scenete, bobocii au defilat pe scenă în ținute de seară. Ultima, dar nu și cea din urmă, a fost proba de cultură generală. Chiar dacă au avut mici ezitări, cauzate probabil de emoții, toți concurenții au reușit să răspundă corect la întrebările pregătite de organizatori. În timp ce membrii jurului s-au retras pentru a delibera în privința câștigătorilor, participanții la concurs au dansat din nou pe scenă. La revenire, jurul a oferit mult revnitele premii.